Un copil de numai 10 ani din județul Bistrița Năsăudă a ajuns din curtea școlii direct la urgență. Băiatul a intrat în comă după ce s-a lovit cap în cap cu un coleg în timp ce se jucau cu o minge de fotbal. A rămas inconștient pe terenul de sport chiar sub ochii unui profesor. Băiatul se juca pe terenul de sport din curtea școlii. Tocmai se terminase ora de sport, ultima din zi. El a rămas însă împreună cu alți câțiva colegi să se antreneze pentru un turneu de fotbal. La un moment dat, un muncitor a văzut că băiatul se simte rău și l-a chemat pe profesorul de sport. De la un timp încep să plângă. Profesorul a dus la el că ce are, ce se întâmplă și după aia a început să-i cedeie din picioare. A rămas stupefiată și îngrozită de ce i s-a întâmplat. Mi-a spus îngrozit, doamna învățătoare, o leșinată Emiliană. Profesorul și învățătoarea au aflat apoi de la colegii băiatului ce se întâmplase. A căzut, din spusele copiilor, am înțeles că ei s-au ciocnit. Apoi, nu știu, domnul profesor era acolo, pentru că a avut o oră înainte și a rămas și în timpul pauzei cu copilașii. Băiatul a fost dus de urgență la dispensarul din comună, unde medicii și-au dat seama că micuțul intrase în comă. Când au realizat cât de grav este cazul, medicii au chemat o ambulanță Smurt, care l-a transportat pe băiat la Târgu Mureș. Să mai iubesc copiii, chiar așa, să intre în comă. Copilul locuiește împreună cu bunica lui pentru că părinții săi sunt plecați la muncă în Spania. Era un copil vesel, zglobiu, ca și toți copiii. Avea un neastâmpăr acum în ultimul timp pentru că își aștepta, v-a spus, să vină taică-su, pe care nu l-a văzut mai mult urmat. Când a luat legătura cu bunica lui, mi-a spus că e la Târgu Mureș, că nu și-a mai revenit și așteaptă să vină părinții, mâine dimineață sosesc părinții din Spania cu avion. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea dacă profesorul de sport poate fi tras la răspundere. Întocmiți un dosar penal în cauză sau... Să continue cercetările, să se stabilească împrejurările cum s-a produs accidentul. Băiatul este în continuare internat la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș, iar medicii nu vor încă să se pronunțe cu privire la șansele lui de supraviețuire.